La grădinița Steluța din orașul Ungheni, în zilele pentru copii, temperatura aerului abia se ridică la 15 grade Celsius, adică este cu 3 grade mai scăzută decât prevede norma. Ca să nu răcească, micuții sunt îmbrăcați în mai multe haine călduroase, iar unii nu scot nici căciulele de pe cap. Dimineața erau 13 grade când am discuiat la 7:30. Și acum ce oră este? Undeva 11:30, 14 grade, cu ușa închisă, cu căminul pus în priză și cu suflarea noastră. Dormim îmbrăcați în maliete, în ștrampi și învelim bine, bine, așa numai năsuc afară, lăși capul chiar în velit, că e rece. Educatorii spun că iau toate măsurile necesare pentru a menține o temperatură cât de cât normală în săli. În plus, ei sunt nevoiți să implice copiii în mai multe activități, pentru ca micuții să nu înghețe. Fugiți de rup, fugiți! Așa, să nu vă prindă rup! Zup, zup, zup! Zup, zup, zup! Așa, așa! De ajuns? Ne stăruim ca tot timpul copiii să afle mai mult în mișcare. Facem și avem de făcut repejor la mesă și pe urmă trecem o minut fizică din viorare, de mișcări mai ca să se încălzească, fiindcă așa e îngheață. Chiar astăzi la activitate o fetiță îmi spune: domnul Cei, dar eu nu pot să desenez când eu îngheța degețelele. Din 360 de copii care frecventează această grădiniță, luni au fost prezenți doar 320. Frecvența copiilor a scăzut, multe copii sunt cu pneumonii, bronșite și infecții virale. Foarte mult s-a ridicat bolile copiilor. Decizia de a opri livrarea agentului termic în grădinițe a fost luată de primăria orașului Ungheni acum 3 săptămâni. Potrivit legislației, sezonul de încălzire se încheie atunci când timp de 3 zile la rând temperatura medie depășește 8 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece și în această săptămână.